Am revenit. Aș vrea, Lucrețiu, înainte de a merge mai departe și de a vorbi despre nativii Fecioară, să menționăm foarte interesante simbolurile sabiene pe care au avut loc, a avut loc și fenomenul de lună nouă de pe data de 11 mai, dar și fenomenul de lună plină, mai exact chiar eclipsa de pe data de 25 mai pe gradul 5 în semnul Gemenilor. Deci această lună nouă de pe 11 mai vorbește despre ideea de a face tot felul de negocieri, îl aducem prin plan pe Hermes, sau o statuia lui Hermes, ideea de a face negocieri de mare anvergură. Deci persoanele care au stabilit zilele trecute, nu știu, anumite contacte sau și-au dorit să ia legătura cu oameni cu care pot face afaceri sau pot intra pe un anumit proiect, sunt foarte favorizate. Au fost câteva zile favorabile ideii de negoț, iar data de 25 mai, repet, atunci când eclipsa de lună va avea o forță incredibilă, vorbește despre o înțelepțire, este foarte avantajoasă oamenilor înțelepți, vorbește despre o imensă broască testoasă cu pietre prețioase pe spate. Deci iată simbolul înțelepciunii și al puterii în cunoaștere. Este un fel de, dacă vreți, încoronare a înțelepciunii. Și despre tot acest simbol sabian al gradului 5 gemeni, despre o revistă radicală care cheamă oamenii la acțiune. Deci iată, este o perioadă înflăcărată, o perioadă care te invită să fii curajos, să iei inițiativa. Nu este o perioadă în care să stăm, să stagnăm, să ne fie teamă, să facem ceva. Deci nu vă lăsați, asta este mesajul, destabilizați dacă vreți să faceți lucruri, chiar dacă, poate, nu știu, cei din jur vă pot dezamăgi sau vă pot destabiliza. Cu mare încredere și cu mare forță. Chiar și cele mai îndrăznețe planuri pot avea succes. Dar mare atenție, totul este să facem apel la înțelepciune. Și iată și al treilea simbol vorbește despre o bufniță bătrână care se găsește într-un copac, iarăși despre simbolul negoțului, despre o femeie cu o liră și așa mai departe. Deci o perioadă favorabilă negoțului, comerțului, planurilor, proiectelor și discuțiilor, dar și înțelepciunii totodată. Sigur, toate aceste lucruri, toate aceste îndrăzneli trebuie să se bazeze pe dreptate, tot atât de mult cât și pe înțelepciune. Pentru că înțelepciunea, de fapt, exact asta este aplicarea dreptății la lume, unui ideal la realitate. Asta este înțelepciunea. Și e foarte bine că ai zis lucrurile astea, pentru că multă vreme a fost o stare de băltire, de nemișcare cumva, care, iată, acum este înlocuită, lucrurile încep să se miște și se pot obține rezultate spectaculoase. E poate și riscant, un risc este permanent, dar e preferabil un risc care poate fi evitat unei situații care nu poate fi schimbate în niciun fel. Deci există această șansă și trebuie într-adevăr profitat cu înțelepciune, cu valori la bază, dar trebuie profita neapărat de moment. Pentru nativii Fecioară, pentru că toată această perioadă cu Jupiter în semnul peștilor și cu Uranus în semnul taurului, vorbește despre situații care sunt foarte pretabile de a expanda, de a se redinamiza, de a fi oarecum optimizate. Deci, simbolistica săptămânii următoare vorbește pentru nativii Fecioară despre posibilitatea capitalizării oportunităților, despre șansa de a face lucrurile mult mai bine, despre abundență, despre posibilitatea ca prin stăpânire de sine să facă tot felul de proiecte cu oameni care poate altădată nu ar fi cuplat atât de ușor la ideea de a colabora cu o anumită persoană născută sub acest semn. Deci, foarte favorabil sunt armonizate elementele de exterior cu elementele naturii lor personale. De asemenea, s-ar putea să simtă nativii Fecioară o anumită capacitate de a avea premoniții asupra viitorului, pentru că de multe ori nereușita din trecut într-un anumit domeniu ne impactează exagerat de mult prezentul și ne blochează fără să vrem orice perspectivă. Pentru nativ Fecioară există o șansă deosebită de a avea putere de decizie într-o direcție înscrisă de destin. Deci, practic, să facă lucruri nemaipomenite într-o zonă care până acum li s-a refuzat.
Pe de altă parte, rezonanța săptămânii, fie că este în bine, fie că este în rău, nu în rău neapărat, dar în mai puțin bine, să spunem așa, depinde foarte mult de atitudinea fecioarelor. Ele trebuie să rămână calme, trebuie să rămână echilibrate, trebuie să nu se piardă cu firea și trebuie să înțeleagă că Universul are un plan pentru ele pe care, la un moment dat, o să le scoată la iveală și oricum ceea ce le putem spune nativilor fecioare este faptul că momentul actual este plin de surprize. Surprizele sunt felurite. Să evităm să credem că știm toate lucrurile, pentru că în această perioadă numai naivii cred că știu lucrurile așa cum funcționează cu adevărat. Deci este o perioadă atât de subtilă și atât de, nu neapărat ascunsă, dar cred că subtil este cuvântul potrivit, în care este bine să rămânem rezervați, cum că am ști noi ce se întâmplă cu exactitate. Da. Fecioarele, multe dintre ele, și au fost oarecum retractile și ascunse în ultimul timp, au preferat să se apere de anumite pericole care le pândeau. Au și reușit, culmea, deci majoritatea lor chiar nu au avut probleme până în momentul de față și iată că acum e o conjunctură care le permite să își pună în valoare potențialul pe care îl au. Și e minunat faptul că trăiesc într-o perioadă spirituală, pentru că această dimensiune nu e tocmai caracteristica lor principală, nu sunt o zodie spirituală prin excelență. Și atunci, da, au această dimensiune, de aia trebuie dinamizată din exterior. Da, nu putem spune în această perioadă despre vreo zodie că este sau că nu este spirituală, dar putem spune despre nativii fecioară că au păstrat foarte multe lucruri în ultima vreme ascunse, secrete, foarte multe lucruri care au atras atenția și lucruri care i-au spiritualizat printr-un soi de introspecție sau suferință interioară, pentru că acest Neptun pe semn opus i-a făcut să vadă lucrurile într-o cu totul și cu totul altă perspectivă, așa cum poate n-au gândit-o niciodată și într-un mod care i-a surprins de o manieră în care foarte multe fecioare vom vedea că renunță total la mercurianism, dar absolut total, și devin mai neptuniene decât însăși zodiile care sunt responsabile cu intuiția. Zodiile care sunt responsabile cu, nu știu, înțelepciunea sau cum sunt peștii, de exemplu. Deci devin mai neptunieni decât peștii. Da, așa este. Și asta se va întâmpla evident că datorită conjuncturii astrologice, dar și datorită modului în care vor pune în aplicare ceea ce primesc. Și pentru ele acum va fi mult mai ușor să ajungă la partea de slujire de care vorbeai tu mai devreme, și anume de a ajuta oamenii umili, oamenii simpli, copiii, de exemplu. Da? Ei acum pot foarte ușor să pună în aplicare această potențialitate și această datorie pe care o avem fiecare dintre noi, de fapt, dar și ei în momentul de față, și prin această slujire pe care o au față de ceilalți, își descoperă și dimensiunea de intuiție și se potențează reciproc cele două aspecte, intuiția cu slujirea, cu grija față de cei slabi, cu grija față de cei aflați în nevoie. Și, într-adevăr, e un moment, ei vor străluci și va fi minunat pentru ei, într-adevăr. Da, de fapt, definiția nativilor fecioară în această perioadă, și aș accentua faptul că Jupiter în peștii avantajează deosebit de mult pentru a pune punctul pe ei din punct de vedere al reflectării la elemente de natură karmică, care sunt cele mai greu de înțeles. Repet, trebuie să fim chiar naivi, să fim copii până la urmă, să credem că știm exact relevanța karmică a lucrurilor prin care trecem. De foarte multe ori viața ne pune la punct doar pentru a reflecta puțin asupra greșelilor noastre, după care ne oferă un cadou frumos dacă am reflectat corect. Dar, în mod cert, nativii fecioară fac parte dintre zodiile cele mai greu încercate în ultima perioadă, din cauza acestui Neptun pe semn opus, care acum a migrat pe al treilea decan, deci iată, el devine un profesor de neînduplecat cu nativii fecioară și îi roagă în repetate rânduri să fie foarte atenți asupra verdictelor pe care le dau, să fie mult mai atenți la verdictul pe care îl dă universul lor și nu verdictele pe care ei le dau altora,
Și foarte multe lucruri care până acum erau extraordinar de importante pot deveni neînsemnate și nesemnificative, puse în umbra unei filozofii de viață care respinge, și vom vedea nativ fecioară care resping cu toată ființa lor neverosimilul și lucrurile neautentice. Foarte frumos aspect, foarte frumos marcaj pentru fecioare care, repet, se regăsesc într-o formulă mult, mult îmbunătățită a tot ceea ce vreodată au fost. Să mergem mai departe, să vedem acum pentru nativii balanță, cei care și ei vor beneficia, evident, toate zodiile beneficiază de intrarea lui Jupiter în semnul peștilor. Este un moment foarte frumos în care nativii balanță devin foarte interesați de onestitate, de calea corectă, de ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, practică un fel de detașare socială, foarte multă forță de regenerare, și spun acest lucru pentru că acest Jupiter acum a intrat pe casa 6-a, pe casa sănătății pentru nativii balanță, deci iată ce bine își revin balanțele pe zona de legată de sănătate. De asemenea, și luna plină o să-i ajute puțin să își deschidă, să spunem așa, sufletul prin intermediul unor călătorii care și ele au o componentă karmică foarte interesantă și atrag o emotivitate puternică. Este un moment de reînnoire personală și foarte interesant, apare șansa construirii propriei reputații pe baza competenței pe care o au. Deci nativii balanță devin absolut, nu spunem obsedați, dar deosebit de interesați de valoarea lor profesională. Și vom vedea mulți nativi balanță care pur și simplu încep să strălucească de o manieră inedită, pentru că așa este acum zona karmică, se ridică cenușiul și apare lumina, auriul pentru balanțe pe plan profesional. Foarte multe propuneri, cei care, de exemplu, nu mai suportă un anumit loc de muncă și sunt destul de deranjați de ceva ce apasă, veți vedea că își găsesc ceva care să le aducă foarte multă bucurie sufletească. Da, într-adevăr, este o perioadă în care relaționarea balanțelor cu exteriorul se face pe multiple planuri. La nivel interuman, la nivel nu cu exteriorul, călătoriile de care așa de bine vorbeai mai înainte, și construirea și construcția aceasta interioară, onestitatea și interiorizarea unor anumite valori, într-adevăr, sunt aspecte care sunt cel mai potrivit să se întâmple acum. Și da, și pe ei ajută foarte mult acest Jupiter care vine și aduce tot ceea ce știm că poate să aducă el în viața fiecăruia dintre noi. Da. Mergem mai departe, să vedem acum pentru nativii Scorpion. Pentru Scorpion, mai mult decât intrarea lui Jupiter în pești, nu poate să existe ceva din punct de vedere al forței supranaturale. Deci putem vorbi chiar de forță supranaturală. Dacă există și credință în Dumnezeu și în propriile valori și în principii, practic putem spune că pentru nativii Scorpion nu poate să se întâmple nimic rău din acest moment, pentru că ei au o protecție totală. Nativii Scorpion au înțeles de foarte mult timp ce înseamnă cu adevărat să apreciezi valoarea vieții, ce înseamnă cu adevărat să fii fericit. Nu fac parte dintre acele persoane cărora orice problemă minoră li se pare indescriptibil de greu de rezolvat. Ei fac parte dintre zodiile care s-au înțelepțit foarte mult în ultima vreme. Ei au rămas fideli structurilor sufletești autentice, pentru că acum cel mai mare pericol este și de boli, inclusiv pentru zodiile care se dezic de natura lor sufletească autentică. Cei care, nu știu, ei sunt făcuți să fie constructori și ei sunt agenți de vânzări, sau ei sunt făcuți să fie actori și s-au făcut pictori și așa mai departe. Sau cei care se complac în situații de compromis doar de dragul, nu știu, unei compensații financiare sau sociale, profesionale și așa mai departe. Deci, pentru nativii Scorpion, ei se apropie în această perioadă de ceva cu adevărat autentic. Este o perioadă foarte, foarte favorabilă a celor Scorpioni visători, celor care cred într-un ideal și vor să-l și pună în practică. Vor depăși cu siguranță, își vor depăși limitele în această perioadă. Mai mult decât atât, îi vor ajuta și pe cei din jur să-și depășească limitele. Foarte puternice capacitățile lor parapsihice, i-aș sfătui pe nativii Scorpion să nu neapărat să practice
lucruri paranormale, dar să ia în calcul ceea ce vine din interiorul lor. De exemplu, o capacitate de clarviziune, un vis, faptul că simt ce urmează să li se întâmple, o senzație, o stare, un deja vu, să încerce să analizeze aceste, unii chiar ar putea să-și țină un jurnal cu ceea ce, cu aceste trăiri, pentru că este foarte interesant, fac parte dintre zodiile cu clarviziune și cărora li se dezvoltă capacitățile parapsihice. Așa este și este o, și o zodie foarte puternică, deci nativii acestei zodii au o putere extraordinară și iată că, exact cum ai zis foarte bine mai devreme, au și învățat, s-au înțelepțit, da? Au învățat cum să o folosească, pentru că în perioade anterioare au făcut și greșeli, unii dintre ei, nu toți evident, dar a existat o tendință de a greși, de a se lăsa dominați de natura lor mai puțin luminoasă și au suferit, au fost probleme medicale, au fost depășite. Vorbim de perioade mai vechi, nu acum. Și există și pentru ei posibilitatea chiar să treacă de la unii pot să fie atei, e bine să treacă măcar la agnostici și dacă nu ajung chiar credincioși, e bine măcar să se îndrepte către lumea culturii, dar ideal este să se îndrepte către lumea spirituală, pentru că au un atu epocal acum să facă un pas pe care poate că în alte ocazii nu ar găsi forța să-l facă, pentru că nu este vorba de un pas în stânga sau în dreapta, este vorba de un pas pe niște trepte în sus. Și atunci, asta este o ocazie care trebuie să fie folosită, nu e bine să fie lăsată deoparte. Da. Revenim cu concluzii, Lucrețiu, după publicitate. Am revenit, vorbeam, Lucrețiu, despre nativii Scorpion și despre faptul că ei au înțeles de mult foarte multe situații de natură, spuneam, extrasenzorială, spirituală, și-au găsit motivațiile cu adevărat. Este o perioadă în care motivația este extraordinar de importantă și aș sfătui pe toată lumea să încerce să facă un exercițiu și să observe, pentru că știm deja că Pluton este planeta responsabilă cu regenerarea și poate reușește fiecare să afle în ce casă astrologică pe harta natală îl are pe Pluton, să știe în acest moment cum se regenerează. Deci fiecare îl are pe Pluton de tranzit într-o anumită casă astrală, care se stabilește în funcție de zi, lună, an, oră și localitate. În momentul în care știi în ce casă astrologică l-ai pe Pluton, știi prin ce te regenerezi. Unii se regenerează învățând, alții iubind, alții făcând bani și așa mai departe. Deci este foarte important să știi metoda prin care alege Universul ca pe o anumită perioadă de timp tu să te regenerezi. Și acest lucru nu poate fi înlăturat, să spunem, și din naștere la fel. Fiecare l-are pe Pluton într-un segment. Deci, iată, pentru nativii Scorpion, această perioadă îi găsește cu Pluton pe casa a treia, o casă care vorbește despre comunicare. De aceea vom vedea că nativii Scorpion sunt foarte devotați idei de comunicare, de relaționare cu cei din jur și chiar se pot lăsa și copleșiți de acest aspect. Adică nu pot să-i ceri în putem să le cerem nativilor Scorpion să nu se întâlnească cu anumite persoane, pentru că ei tocmai așa au ales să se regenereze. Mai mult decât atât, trebuie să se retragă totuși, pentru că Saturn rămâne în continuare destul de defavorizat în exil ca și casă, pe casa a patra pentru Scorpion, trebuie să se retragă din zona care este în care se simt prea solicitați. Deoarece această amprentă puternică saturniană, oricum Saturn acum este și cuadrat cu Uranus și se găsește, spuneam, și în exil ca și casă pentru nativii Scorpion, el oricum predispune la epuizare. Deci este un moment foarte bun pentru Scorpion să mediteze cât de mult se pot întinde sau pot întinde oarecum limitele, da? Fără să se uzeze. Da? Nu îi sfătuiesc să facă lucruri care uzează. Deci trebuie să înțeleagă și filozofia energiei în această perioadă. Da, într-adevăr, și e important exact această, și la ei ca și la toate zodiile puternice, să aibă grijă cum își dozează energia. Pentru că asta este o tentație foarte răspândită în rândul celor care au putere și
iată că mai primesc și din exterior putere, să o cheltuiesc nechibzuit. Nu. Toți cei care sunt toți oamenii, deci toate zodiile, toți nativii zodiacului în această perioadă trebuie să înțeleagă acest lucru, că trebuie să își gestioneze bine energia, nu trebuie să facă exces, trebuie să o folosească cu înțelepciune, exact cum spuneai mai devreme, adică înțelepciunea este cheia succesului acum. Și iarăși foarte interesant ceea ce ai spus și mi îndemn și eu pe teleascultătorii noștri să verifice în ce casă se află Pluton, pentru că iată, noi uităm tot timpul că avem un motor extraordinar, o energie imensă pusă de Dumnezeu în noi și iată că prin această cunoaștere pe care ne oferă astrologia ne putem da seama cum putem să o activăm, cum putem să o folosim, să nu dăm rateuri, păcat să folosim greșit energia noastră când o putem dinamiza din nou cu ajutorul lui. Așa este, sunt câteva repere pe care dacă le înțelegem, știm deja cum funcționăm. Saturn arată unde este misiunea karmică pe care o ai de îndeplinit și de la care nu poți să te abați. Jupiter arată unde este factorul de noroc și unde este încurajată expansiunea. Și Pluton, spuneam, arată cum ne regenerăm, dar și unde este zona în care avem de-a face cu cele mai multe șocuri sau lucruri trăznite, cum se spune. Pentru că Pluton este orice, dar numai un ascultător, nu este nici măcar un rebel, pentru că am fi prea delicați dacă am spune că este doar rebel. Rebel este Uranus, Pluton este de-a dreptul șocant. Pluton, acolo unde vine cu sugestia de a te schimba, nu mai lasă nimic în urmă. Am tot spus acest lucru, el trebuie să ardă tot, să pârjolească, cum se spune, pentru a renaște. El întâi spune, întâi renunță la tot ceea ce ține în domeniul în care îl are fiecare, sigur, de tine, așa cum erai tu, uită, oarecum schimbă-ți identitatea, metamorfozează-o total și de-abia apoi îți spun eu ce pun în loc. Pentru că dacă noi nu vom înțelege că uneori chiar nu poți să pui în loc ceva autentic până nu renunți la un ceva din tine care ai fost în trecut, și o să ne tot lamentăm, lucrurile nu vor putea să se schimbe. Și Pluton întotdeauna, să știe toată lumea, nici nu trebuie să-și facă neapărat astronoma, zona în care ai parte de cele mai multe șocuri, cum se spune, este de obicei zona plutoniană. Zona în care te simți cel mai muncit și cel mai responsabilizat este zona saturniană, iar zona unde ți se pare ție că nu faci mare lucru și totuși universul este drăguț cu tine și generos, este zona jupiteriană, acum grosomodo, sigur că da. Deci pentru nativii scorpioni este foarte important să înțeleagă că vor fi foarte favorizați odată cu intrarea lui Jupiter în semnul peștilor ieri. Tot în semn de apă, pe aspecte de trigon cu semnul lor, este imposibil să nu aibă reușite, este imposibil să nu, aibă lucruri importante pentru sufletul lor realizabile. S-ar putea să fie și un fel de revelație în viața, să apară un fel de revelație în viața nativilor scorpion, pentru că vechiul model de viață este înlocuit cu ceva nou, inedit, foarte, foarte favorabil. Și pentru scorpion vor obține rezultatele dorite acolo unde se așteaptă mai puțin, pentru că și-au cam înțeles adevărata menire. Da, da, așa este. Chiar așa este. Și le ținem pumnii, cum se zice. Da. Să mergem mai departe acum pentru nativii săgetător, cei care au avut niște realizări foarte interesante în ultima perioadă, o perioadă în care este foarte important să înțelegem ce proiectăm asupra lucrurilor. Spre exemplu, dacă cineva a făcut o critică eronată la adresa unui nativ săgetător sau un comentariu nepotrivit sau o afirmație împătimită sau o etichetare subiectivă, nativul săgetător a aparat foarte interesant în ultima vreme aceste lucruri printr-o înțelepciune cu totul și cu totul deosebită. Nativii săgetători s-au concentrat mai mult pe consolidarea unor proiecte, planuri, lucruri în care au crezut de-a lungul timpului. Să nu uităm faptul că ei sunt vizionarii zodiacului alături de vărsători, ca atare au făcut lucruri de mare forță. Este un moment în care acest Jupiter în semnul peștilor pentru nativii săgetători intră pe casa a patra, deci foarte multe realizări vor avea nativii săgetători din partea membrilor familiei și realizări în ceea ce privește casa, căminul în care locuiesc sau achiziție interesantă de case, de imobile, sau mai mult decât atât din partea persoanelor care într-un fel sau altul le-au devenit apropiate. Vor scoate și la iveală lucruri care au fost mai puțin accesibile conștientului și de care au foarte mare nevoie.
Vom vedea că această energie afectiv-spirituală culminează în perioada imediat următoare. Nativii săgetători vor idealiza ceva. Vor avea un ideal pe care îl vor crește și la care se vor raporta, pentru că raportându-se la acel ideal, adică la un lucru care este impecabil în ochii săgetătorilor, factorul lor de noroc va crește. Iată, așa va crește factorul de noroc al tuturor zodiilor, dacă vor ști să impermeabilizeze și să idealizeze, dar nu idolatrizeze, anumite situații, lucruri, poate chiar persoane care lor li se par impecabile. Adică să nu ne concentrăm în această perioadă cu Jupiter în pești pe lucrurile urâte, disgrațioase, care ne produc repulsii și ne enervează constant, ci să ne concentrăm pe lucrurile pe care noi le vedem acum mai mult sau mai puțin. Nu știm, poți să vezi un lucru perfect și el să fie imperfect, dar important este ce stare ne dă nouă acea perspectivă. Deci foarte interesant este această culminare a energiei afectiv-spirituale pentru nativii săgetători, care într-un fel sau altul, și bravo lor, reușesc să se conecteze și să se concentreze pe ceva care nu-i mai perturbă deloc. În această lume, despre care am vorbit mai devreme pe quadratura Uranus-Saturn, destul de perturbată. Așa este. Ei reușesc această performanță, pentru că este o performanță, ceea ce ai descris așa de bine mai devreme, prin faptul că își folosesc partea de generozitate, de slujire, care le este atât de caracteristică și care este cerința fundamentală acestei perioade. Da? Grija față de cei slabi, de vârstnici, de copii, de cei aflați în suferință, și se pretează atât de mult perioada unui astfel de ajutor. Ei bine, pentru că ei au interiorizată și esențial această dimensiune a bunătății și ajutorării celorlalți, ei când o folosesc obțin rezultate uimitoare. Deci este ca și cum ar avea la dispoziție un accelerator imens care îi scoate din repaus și duce la 100 de km pe oră în o zecime de secundă. N-au nevoie de o secundă, două, trei. Așa, și este un mare noroc pe care l-au și o șansă. Și acest lucru, această generozitate, această slujire, le dă și posibilitatea de evoluție spirituală. Pentru că ei atunci se și înalță. Nu este doar un ajutor orizontală pe care îl oferă. Acest ajutor îi ajută pe ei să se înalțe. Iar transfigurarea de care vorbeai, pentru că acesta este mecanismul transfigurării, l-ai descris așa de bine, fără să-l numești, iată că da, este deosebit de important, pentru că atunci când cu generozitate, cu altruism, cu dăruire, fiecare dintre noi se focalizează pe partea cea mai frumoasă și luminoasă din celălalt, de lângă noi, reușește să îl înalțe la modul real. Dacă acest exercițiu de focalizare spirituală pe care l-ai descris și care acum este foarte potrivit pentru toți nativii zodiacului, nu doar pentru săgetători, dacă noi reușim să facem acest lucru acum, în perioada aceasta, vom fi în stare, prin schimbarea interioară, prin această admirație, prin această trăire pe care o avem, prin idealizarea celui de lângă noi, să-l ajutăm cu adevărat să devină ceea ce noi credem că este. Și el, dacă este și el o persoană superioară, va putea să folosească momentul să evolueze uimitor perioada aceasta. Da. Iar această eclipsă de lună despre care vorbim de pe data de 25 mai, vorbește despre o identificare a valorilor spirituale. Poate lumea o să spună ce este mare lucru, este mare lucru, da, pentru că îți dai seama cine ești cu adevărat. Este o săptămână foarte, foarte favorabilă și premergătoare unei revelații, am tot spus. Este foarte avantajos pentru a pune lucrurile în practică, dar lucruri care te reprezintă și lucruri cu care te identifici. Și este și o perioadă favorabilă armonizării între suflet și ego. Foarte interesant acest lucru. Oricum, o săptămână caracterizată de magnetism și o magie care ne poate duce pe fiecare dintre noi, dar mai ales pe nativii săgetători, către ceea ce suntem cu adevărat. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Capricorn. Aceștia pun în practică ceea ce gândesc săptămâna următoare, dar totodată practică și o formă de detașare. Capricornii, foarte interesant, au învățat acest lucru. Nu putem spune că sunt atât de detașați cum sunt scorpionii, care în ultima vreme mai mult au mers pe partea aceasta extrasenzorială și foarte puțin palpabilă, să spunem așa, a vieții. Nativii Capricorn însă au mers pe lucruri concrete,